Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. În urma atacurilor, guvernatorul Mării Roșii, Amr Hanaf, a impus o interdicție de închidere a litoralului timp de 3 zile pentru întregul spațiu. Aveți în descriere mai multe știri cu informații despre acest tragic eveniment. Oficialii au recunoscut că două nutătoare au fost ucise de rechini la câteva ore distanță una de alta în apropierea stațiunii Hurghada din Marea Roșie Egipteană, o româncă în vârstă de 40 de ani, încă neidentificată, și o femeie austriacă. Pe nume Elisabeth Sauer, au fost găsite mutilate la mai puțin de 800 de metri una de cealaltă, în apropiere de Sahal Hashish, cunoscutul loc de excursie pentru turiști, când rechinul, din specia Mako cu notătoare scurte, a lovit-o pe Sauer în timp ce aceasta nota în apropierea stațiunii. I-a smuls unul dintre membre și un picior, în timp ce apa era plină de sânge. Ea a fost văzută notând departe de rechin și în direcția turiștilor, care i-au aruncat un sistem de plutire pe camera digitală. Turiștii s-au plâns de absența salvamarilor prin intermediul evenimentului terifiant. După ce a fost salvată, s-au făcut eforturi pentru a o resuscita. Cu toate acestea, a fost dusă la un spital, unde a decedat. Potrivit Reuters, Sauer și soțul ei egiptean locuiau în Egipt de circa 5 ani. Plângem moartea lui Elisabeth Sauer, care a murit într-un accident tragic. Sincere condoleanțe familiei. Elisabeth a fost un membru al Partidului Verde extrem de devotat de la prima oră în Kramsa. Consilier din 1998 până în 2004, de mulți ani consilier supăleant loial. Dumnezeu să o odihnească în pace. Am dorit să profităm de această ocazie pentru a ne exprima sincerele condoleanțe și compasiunea. Ea va rămâne veșnic amintită pentru modul ei cald și uman. Au scris reprezentanții partidului pe Facebook. Elisabeth Sauer era de origine austriacă. Avea 68 de ani și locuia în Egipt împreună cu soțul ei egiptean de 5 ani și era pensionară. Rechinul Mako este un prădător fulger extrem de agresiv și periculos, care își va ataca prada fără ezitare chiar dacă nu îi este foame, spun cercetătorii. Rechinul Mako poate ajunge până la 4 metri lungime și atinge o greutate de 500 de kilograme. Potrivit oamenilor de știință, această specie de rechini trăiesc în jur de 25 de ani și are o viteză de atac de 60 de km pe oră. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.